Este seară și răcoare, cetățenii se întorceau. El privește într-o vitrină, peștii în apă se topeau. Peștii în apă se topeau. Ziua trecut ascunsă, s-a întâmplat un mic opor. El se întoarce ca o sfoară aceasta, e pericol. Insul ce pășește moale, e gradat, e ofițer. El lucrează ziua lungă într-un abator din fier. Într-un abator din fier. Meseria lui Tuberă este cea de analist. El lucrează cu un computer care este foarte trist. Care este foarte trist. Cum spuneam, se întoarce acasă ofițerul analist. Astăzi a mers treaba bine. Este foarte antitrist. Este foarte antitrist. Vreau să precizez că el, acolo unde lucra, un calculator avea. Cel folosea unui scop, dintr-un groaznic horoscop, dintr-un groaznic horoscop. Deci ofițerul concepuse un program predestinat, să conduc orice bombă într-o bolă, într-un sat. Și când au gust are bolă, sau prin aia se pătrundă, să conducă BAM! De fier! În cel ce se vrea liber. Acum e bine să vă spun ce e un calculator. Din apa zeilor este timpul pe ale. E un alt fel de cărbune. E un alt fel de cărbune. Dar atunci cât a fost pus la acea lucrare, istovit a fost pe șocul dintr-o întrebare. Bomba, bomba, diri-bomba, fornă e pe rar. Bomba, bomba, diri-bomba, nu-și află pe rar. Luanțe, șrapnele și pulberi trec ca cum razan. Peste oameni, peste fânt, moară peste sat. Căci computerul era cel care ne rătăcea. În poala pe uiulele să nu mai facă rele. El e cel ce-a refuzat să fie soldat. El e ofițerul păcii, fiul duminicii. Și se vor acum din nou că problema mă rănește.
ferește și suflarea rărărește. Căci presimt acum tardiv, incredibilul masiv, incredibilul masiv. E învins de rațiune, gândul rău de a supune, gândul rău de a supune. E învins de rațiune, gândul rău de a supune, gândul rău de a supune. Și presimt acum din nou, incredibilul erou, incredibilul erou.